Tare om frumos, eu sunt Cristiana și bine te-am regăsit la un nou taroscop. Acesta este taroscopul pentru perioada 15-31 mai, Zodia Săgetător. Bineînțeles că este o citire colectivă, așadar este foarte important ca tu să preiei strict mesajele cu care rezonezi. Iar dacă îți dorești mai multă claritate la situația ta, cu drag te aștept pe Instagram, îmi poți trimite un mesaj acolo pentru a face o programare, iar eu am să revin la tine cu detaliile necesare. Etalarea de astăzi începe un mesaj din partea îngerilor și haideți să vedem care este mesajul pentru Zodia Săgetător, perioada 15-31 mai. Acceptare este mesajul care a venit, cred că și pentru Zodia Berbec. Este un mesaj care îți spune că trebuie să te vezi pe tine și pe ceilalți exact așa cum divinitatea vă vede, egali, iubitori, plini de speranță, de încredere, cu iubire necondiționată și acceptare. Atunci când ai o astfel de atitudine, este și momentul în care vei inspira și vei ridica vibrația planetei, vibrația oamenilor din jurul tău. Este foarte important să te ancorezi în momentul prezent. Hai să vedem ce mai trebuie să știe Zodia Săgetător. Wow, deci incredibil! Fix aceeași carte, deci a venit asta și la Berbec și prima carte din tarot, exact aceeași carte. Confuzie foarte multă în momentul ăsta în viața ta. Este un moment în care, o perioadă în care petreci foarte mult timp în mintea ta, în care supraanalizezi lucrurile, ieși din mintea ta, pentru că nu faci altceva decât să te simți și mai mult blocat în realitatea ta. Nu te servește în momentul ăsta gândurile astea pe care le ai. Nu te servesc gândurile astea pe care le ai. Nu fac altceva decât să-ți provoace foarte multă confuzie, ceață în mintea ta și cumva te duce într-o imposibilitate de a ști exact ceea ce ai de făcut. Ai adevărul, este în tine. Dă-ți voie doar să îl exprimi, da? Nu știu de ce îți este teamă să-ți exprimi adevărul, dar adevărul sufletului tău contează extraordinar de mult. Dă-ți voie să exprimi ceea ce simți. Să accepți lucrurile pe care le-ai făcut greșite sau pe care oamenii din jurul tău consider că le-au făcut greșit către tine. Nu știu de ce se întâmplă treaba asta aici. Cred că din cauza la soare. Dacă ești într-o relație sau dacă mesajul ăsta are legătură cu relațiile din viața ta, cu relația de cuplu, indiferent care este cazul, fie cu relațiile cu prietenii din jurul tău, familia și așa mai departe. Nu există echilibru în momentul ăsta. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți într-un triunghi amoros. Foarte mulți dintre voi creați foarte multă iluzie, vă mințiți singuri asupra anumitor lucruri care se întâmplă în momentul ăsta. Cinciul de cupe este o carte a trădării, este o carte care ne poate spune că inima este rănită, că există foarte multă dezamăgire, tristețe în sufletul vostru și este nevoie să-ți cunoști valoarea, să-ți înțelegi în același timp punctele pozitive, dar și punctele negative pe care tu le aduci în relațiile tale. Oprește-te din a intra în contradicții, în discuțiile cu oamenii, cu partenerul tău de viață. Este nevoie să accepți lucrurile, este nevoie să înțelegi că adevărul tău nu trebuie să fie adevărul celelalte persoane. Da? Wow, prea multe cărți.
este nevoie să te oprești din a încerca, să pui bariere, este nevoie să te deschizi, este nevoie să comunici, este nevoie să ai din nou încredere în oameni, este nevoie să te exprimi, este nevoie să spui adevărul tău, dar fără să arăți cu degetul. Este nevoie să-ți exprimi emoția din iubire și nu din nesiguranță, ipocrizie, superficialitate, da? Nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta. Ești unicul responsabil, tu alegi emoția pe care o simți, tu alegi unde rămâi blocat. Iar astăzi este nevoie să te deschizi din nou către oameni, este nevoie să dai drumul la chestii vechi care nu te mai reprezintă, nouăle de bâte în poziție inversă, vorbește clar de faptul că rămâi blocat în trecut, că ții legat de povești vechi de acolo și că ajungi să te blochezi în prezent prin propriile tale limitări, mentalități pe care le ai. Ceea ce este astăzi dezechilibru, mâine poate fi armonie. Depinde doar de tine dacă ești doritor să oferi iubire necondiționată, în primul rând către propria persoană. Iubește-te pe sine și toată iubirea pe care o simți pentru tine se va răsfira în jurul tău și înzecit vei primi înapoi exact același lucru. Soarele cred că este exact aici și din cauza asta, dar nu mai opresc acum videoul, am să continui așa. Este nevoie să ieși din energia acestui 4 de bâte în poziție inversă și să-ți reamintești importanța lucrurilor din viața ta, să fii recunoscător pentru ceea ce este acolo, pentru tot ceea ce înseamnă viața ta, pentru că în momentul ăsta ești deconectat de realitate și de asta nu vezi ceea ce este după colț, da? Odată ce renunți la toată emoția asta negativă, odată ce închei lucruri care nu mai sunt ale tale, pentru că numărul 10 ne vorbește despre finalitate, odată ce ieși din dramă, din tot ce înseamnă instabilitate, atunci ajungi în manifestare abundentă în viața ta, atunci echilibrezi relațiile din viața ta, atunci reușești. În momentul în care ai întors privirea către tine și te accepți cu plus și cu minus, cu pozitiv și cu negativ, atunci primești acceptare din jurul tău. Sfatul pentru tine în luna mai este să nu te mai împotrivești schimbării. Turnul în poziție inversă este cartea schimbării inevitabile. Atunci când această energie se inversează, ea vorbește despre faptul că ajungi să te împotrivești și să nu accepți ceea ce înseamnă transformare. Singura constantă din viața ta, asta este schimbarea. Restul, nu. Totul vine și pleacă, la fel și schimbarea este singura constantă, da? Trebuie să accepți această tranziție, acest moment de transformare. El va veni fie că îi dai voie, fie că te opui. Sfatul este să nu te mai împotrivești, iar rezultatul va fi manifestare abundentă, 9 de monede, o carte a transformării dorințelor în realitate, o carte care ne vorbește despre un echilibru spiritual, dar și material, ne vorbește despre sărbătorirea lucrurilor, despre faptul că tot efortul pe care l-ai depus în toți anii ăștia, în sfârșit se va manifesta în realitatea ta. Însă pentru a ajunge acolo în energia aia, tu trebuie deja de astăzi să simți energia viitorului, să simți energia acelor manifestări, acelor transformări benefice. Tu astăzi te împotrivești și din împotrivire, din păcate, nu poți atrage
poți avea parte de abundență emoțională, materială, da, de echilibru în viața ta atunci când permiți acestor lucruri să pășească în viața ta. Vă iubesc și vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât mai sunt din luna mai, pline de conștientizare, de dorință și curaj pentru a da voie schimbării să se producă dincolo de ceea ce este și ceea ce nu vezi. Se găsește lumina pe care tu o cauți, raza de lumină la care tu aspiri astăzi. Aveți grijă de voi și ne revedem în videourile următoare.